Hei, salut! Astăzi vă voi arăta un mare review la Maxcom MM428BB. Prima dată din cutie, eu nu mai am cutia. O scoateți din cutie încărcătorul, eu nu l-am pe al lui, bateria și telefonul, bineînțeles. Prima dată dăm jos capacul și îl băgăm bateria. Apoi îl băgăm încărcătorul și îl băgăm în priză. Eu am aici o priză. Se bagă în priză, iar apoi îl conectăm la telefon. Trebuie să țineți puțin acolo până telefonul trebuie să pornească. Al meu este încărcat și trebuie să pornească. Dacă nu pornește, ceva are. Ia să ne uităm la baterie ceva. Deci nu are nimic. Deci introducem bateria și revenim după ce se aprinde. Am uitat să vă spun, pune și capacul. Da, mi-am dat seama. Al meu este încărcat și de-aia nu merge. Deci după ce este încărcat, țineți apăsat pe butonul roșu până pornește. Telefonul a pornit. La mine este fără SIM. Scrie, uitați aici, introduceți SIM. Nu prea se vede, dar se vede ora. 19:57 este ora 8. De aici este volumul, mai mare, mai mic. Aici avem FM. Iar acum ne uităm pe aplicații. Prima aplicație, deci dăm pe acest buton în sus și vedem prima aplicație. Este mesaj. Message. Dăm pe acest buton verde. Și aici scrie mesaje primite. Nu prea se vede pe cameră, dar scrie. Aici scrie ok sau înapoi. Când veți lua și voi, uitați că se vede, se vedea înainte. Cred că am făcut eu ceva de nu se mai vede. Revenim după ce se vede. Am înțeles, trebuie să țin aproape. Ia uitați, se vede, dăm pe butonul verde. Gol. Dăm pe butonul roșu din nou. Iar apoi dăm jos. Scrieți un mesaj, vreau să zic. Dăm pe ăsta. Scrieți un mesaj. Dăm OK. Pe butonul verde. Și aici puteți scrie, de exemplu, ca să dați la A, apăsați pe butonul pe cifra 2 și ca să tot ajungeți la C, tot apăsați până ajunge la C. Dacă ați greșit, apăsați pe butonul roșu să ștergeți. Și dacă ați terminat, de exemplu, dați pe butonul verde. Și trebuie să vă apară gata. Nu prea se vede la mine. Apare butonul gata, dăm OK. Și dacă nu, după aia dați pe butonul verde. După aia dați pe cine vreți să trimiteți. Adică eu o voi trimite la această persoană. Dați pe butonul verde. Iar apoi dați OK. Adică spune please select an item. Nu prea înțeleg. După aia trebuie să introduceți SIM, bineînțeles. Și dați înapoi ca să ajungeți la butonul înapoi aici. Acest buton este SOS. Acesta este butonul de închidere. Și stați un pic, nu v-am arătat sub capac. Dăm capacul jos, bateria la fel.
Aici este slotul micro SIM, SIM 2, SIM 1. Iar aici scrie modelul telefonului. Sper că se vede. Modelul și altceva. Introducem din nou bateria. Ținem apăsat pe butonul roșu și până pornește. Stai puțin. Mai încercăm puțin cu încărcătorul să vedem dacă merge. Băgăm normal încărcătorul, punem din nou normal și îl băgăm în priză. Dar ceva are, cred că, de la încărcătorul meu. Cred că are ceva încărcătorul meu, de nu se mai încarcă. Revin imediat cu alt încărcător. Am revenit cu un încărcător care funcționează. Prima dată, normal, îl băgăm în priză. Iar apoi conectăm la telefon. Ia uitați, acesta încarcă. Deci când încarcă arată așa. Dar nu prea se vede. După aia scrie, când îl scoate, scrie încărcătorul este scos. Noi nu îl încărcăm pentru că este deja încărcat. Noi nu îl încărcăm pentru că este. Dar acum trebuie să mă explorăm la șablon. Sper că se vede. Șablon. Dăm pe butonul verde. Cred că acest review durează vreo 20 de minute. După aia, ca să nu mă scrie, sună-mă unde ești acum, mulțumesc, așteaptă un minut, sunt ocupat azi. Deci, înțelegeți voi. Apoi dați înapoi, doar explorăm. Mesaj multimedia, dăm ok. Ăsta cred că nu avem la ce umbla. Nu prea se vede, dar când vă luați și voi acest Maxcom, o veți vedea. Dăm înapoi pe butonul roșu. Și cam acesta este modelul Maxcom-ului MM428BB. Deci apoi dăm din nou jos, căsuța ieșiri. Dăm ok, gol. Normal. Dăm după aia înapoi. Schițe. Hai să vedem. Gol. Normal. Cutia mesajelor. Ok, pe butonul verde. Și din nou gol. Normal. Setări. Ok. Dăm din nou setări. Aici bla bla bla. Bla bla bla. Vedeți? Pictisitor. Dăm înapoi. Apăsăm din nou pe setări și dăm la pe ăsta și apăsăm din nou pe butonul roșu. Stați puțin. Apăsăm pe butonul verde, iar dăm în jos, apoi apăsăm din nou pe butonul verde. Memorie. SIM 1, SIM 2, telefon. Aici spune memoria. Înțelegeți? După aia server pentru, scrie greu, mesaje. Pentru mesaje, vocale. Zice, introduceți SIM. Dacă aveți SIM în el, eu nu am SIM. Deci cred că mai avem 10, ultimul. Difuzare mesaje. Listă goală. Dăm înapoi și s-a terminat. Mesaje. Dăm următorul pe ăsta. Deci după ce dați pe butonul roșu dacă sunteți încă și explorăm multimedia. Radio, adică astea sunt astea de radio. Noi nu avem treabă. Tools. Asta să o vedeți. Aici este deșteptătorul, adică alarmă. Dați înapoi pentru că eu nu activez. Aici aveți calendarul.
calendar. Las când vă luați, vedeți mai bine, că la mine nu se vede așa bine. Aveți agenda, zice, să introduc micro USD. Dați apoi, aveți calculator. Dați ok. Apoi scrieți aici, eu vreau să zic, de exemplu, 24. Și dați așa până ajunge ce vreau, 24. Eu 2, 4, 2, 2, 2. Iar apoi schimbăm de pe astea. Și eu vreau plus, dau pe ok și scriem numărul 8, 8, 8. După aia dați până la egal. Când e cu verzele pe egal, dați ok. Și vă dă rezultatul. Da, la mine se vede. Vă dă rezultatul. Apoi dăm pe șterg, apăsăm de mai multe ori. Iar apoi avem ultima. Stop video. Adică cronometru, vă vreau să spun. Ați înțeles. Dați pe butonul verde. Și așa, aici să ne vedem că sunt niște cifre. La mine nu prea se văd, dă pe butonul verde și el pornește. Uitați, le vedeți? Și când opri, dați pe butonul verde. Butonul verde. La mine s-a oprit la 9 secunde. Apoi, dacă vreți să continuați, dați pe butonul verde. Dacă vreți să dați în oprire, tot pe butonul verde. Dacă vreți să ieșiți de tot, dați pe butonul înapoi. Adică butonul roșu. Și am terminat cu tools. Acum urmează agenda. Eu am aici mai multe. Numerele astea discutăm noi mai încolo. Registru apel. Apel nepreluat. Adică dacă va suna cineva. Nu, chiar nu știu ce înseamnă, dar zice gol. Dați pe butonul roșu să ieșiți. Apoi dați de pe butonul acesta și dați apeluri efectuate. Dați OK. Apel de urgență. Dăm înapoi. Înapoi. Pe asta. Pe butonul acesta. Apel primit. Dați din nou în jos până ajungeți la apel primit. Dați pe butonul verde. Gol. Dați din nou în jos, apel refuzat, dați pe butonul verde, gol. Înapoi, apoi ștergere totală, ștergere totală, ieșim. Apăsați așa pe ăla, apoi dați durata apel, introduce SIM, nu putem vedea asta pentru că introduce SIM. Contor GPRS, introduce SIM, normal, cu SIM, normal. Și atât am terminat și cu registrul apel, setările la Maxcom MM428BB. Imediat ajungem la finalul review-ului la Maxcom MM428BB, pe care l-am și eu, nu chiar de mult. Dacă vreți să auziți mai tare, dați pe butonul acesta. Că el dă mai tare butonul de volum. Eu îl am la maxim. Și ați dat pe setări, dați pe butonul verde. Oră plus dată, de exemplu 20:11, scrieți numărul și dați pe acesta. Apoi dați în jos, scrieți data. Scrieți normal că pe astea, după aia dați pe butonul roșu, eu dau pe butonul roșu că e gata. Apoi setări limbă. Arată limba română, dăm pe butonul verde și aici avem multe limbi. Auto, English, Major, Cestina, Slovecina, ca astea toate limbile. Apoi dăm pe ăsta înapoi, dăm apoi pe ăsta din nou. Iar apoi dăm pe 3 profile. Și dacă vreți normal, pe silențios, cum vreți voi,
Dăm înapoi, că nu, eu nu-l pun. Friend number, adică numărul prietenilor. SOS settings, asta nu umblăm. Walk settings, adică să apăsați doar pe o dată pe butonul acesta sau să țineți apăsat. Eu îl voi lăsa așa pe să-l apăs și să se deschidă, dar voi da pe acest buton roșu. Așa faceți și voi dacă nu vreți să-l schimbați. Dați pe butonul roșu, iar apoi dați pe butonul acesta în jos. Dați pe butonul verde, zice number sound, adică cum sună telefonul. Noi n-avem treabă cu asta. Setări telefon. Adică asta ne interesează. Dăm pe ăsta, afișare. Sper că se vede. Dăm pe butonul verde. Și dăm, eu am tapet 2, dăm pe OK. Dăm din nou pe OK. Și tapet 1 sau tapet 2. Eu am tapet 2. Adică tapet 1 este pe albastru, tapet 2 este pe galben. Sper că ați înțeles. Dați înapoi, din nou înapoi, gata, și înapoi. Apoi se tărea pe el. Dual SIM, aici nu prea avem noi treabă. Dăm pe butonul acesta. Și cam am terminat cu Maxcom-ul. Asta așa arată dacă SOS, butonul SOS, scrie press long, please long press SOS. Acesta este butonul de lanternă. Țineți apăsat și lanterna s-a și pornit. Dar uitați ce lanternă mare are. Uitați-vă ce lanternă. Poate să vadă orice. Acolo se vede la mine o punguliță. Uitați-vă, uitați ce lanternă mare. Ca să o închideți, țineți apăsat. Și vă apare torch off. Și lanterna s-a închis. Dacă vreți să-l închideți, apăsați pe lăcățel. Și el s-a închis. Dacă vreți să-l deschideți, apăsați pe butonul lăcățel și vi se deblochează instant. Apoi închideți pe acesta, dacă dați pe acesta și dacă dați pe acesta, zice să apăsați acest buton pentru începători. La fel și acesta, cum m-a apărut acum. Sper că v-a plăcut videoclipul de azi. Nu uitați, dați like, să strângem cât mai multe like-uri la acest videoclip. Nu uitați să dați multe, multe, multe like-uri și un subscribe, că mă ajută foarte mult. Ne revedem data viitoare! Pa!